Bun regăsit la o nouă emisiune, Vestea cea bună, emisiunea Școlii Brâncovenești, emisiune în direct cu părintele Cristian Mircea Prihop și cu Mihai Chircor la microfonul emisiunii. Să rămână, părinte, bun regăsit! Doamne ajute! Emisiunea în direct, deci canalele de comunicare cu frățiile voastre sunt deschise. Mai întâi să enunțăm tema emisiunii de astăzi, având în vedere că mâine este 20 iulie și se prăzmiește Sfântul Ilie Tezvitanul. Am considerat necesar să discutăm în această emisiune despre Sfântul Ilie. Deci, canalele de comunicare sunt deschise, telefon 0241515266, SMS 0768123456, Facebook și site-ul Radio Dobrogea, radiodobrogea.ro, ne vedeți și ne auziți. Deci, Sfântul Ilie. Sfântul Ilie, mare proroc al Vechiului Testament. Sfântul Ilie, o persoană care, având în vedere trăirea sa, era bine plăcut lui Dumnezeu și era într-o relație, să spunem, de comunicare cu Bunul Dumnezeu. Să nu uităm că din viața lui, că Bunul Dumnezeu îl trimite pe malul pârâului Cherit, care este la baza actualei mănăstiri Hozeva și îi spune apă, bei din pârâu și îți voi trimite eu printr-un corp pâine dimineața și carne seara. Și așa a supraviețuit, Sfântul Ilie. Deci o astfel de persoană care prin trăire, prin dimensiunea spirituală se află într-o astfel de relație cu Bunul Dumnezeu, este o persoană deosebită. El este unul dintre marii proroci ai Vechiului Testament și în același timp este una dintre foarte puținele, sunt câteva cazuri, parcă două, de persoane care n-au trecut prin stadiul de moarte, de trecere dintr-o dimensiune în alta, ci au fost direct răpiți la ceruri. Deci Sfântul Ilie nu și-a dat... Și Enoch. Și Enoch. Nu și-a dat sfârșitul, ca toți muritorii, ci pur și simplu a fost răpit la ceruri. Aceasta spune foarte mult despre prețuirea pe care Bunul Dumnezeu a avut-o și o are față de Sfântul Ilie, pentru că, din punctul meu de vedere, Sfântul Ilie este o... Și numai punctul meu de vedere. Este o persoană vie. El trăiește, relația lui cu Dumnezeu a fost, este și va fi. Deci discutăm de niște lucruri care nu s-au schimbat și nu se vor schimba până la sfârșitul timpului. Deci despre această personalitate a Sfântului Ilie o să vorbim în această emisiune, mai precis ne va explica părintele, și cu, să spunem, foarte scurte trimiteri la percepția populară a Sfântului Ilie, care este cunoscut, prețuit în popor, o să vedem imediat. Cuvântul Ilie înseamnă Dumnezeu. Eli înseamnă Dumnezeu, în limba veche. Veche. Vechiului Testament. Dar ceea ce vroiam să completez legat de afirmația dumneavoastră, domnule profesor, este că Sfântul Ilie nu este numai un personaj istoric al Vechiului Testament, ci el este și un personaj al Noului Testament. Da. La schimbarea da, la da, față, da, 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 da. El este prezent alături de prorocul Moise. Da, da. Pe muntele Tabor. Pe muntele Tabor. Da, da, am uitat. Și de asemenea, Moise gustase din moarte. Ilie nu gustase din moarte. Și cu toate acestea ei sunt prezenți amândoi, de a stânga și de a dreapta Domnului Hristos la schimbarea la față, pe muntele Tabor. Da. De asemenea, rolul său foarte bine lămurit în ultima carte a Noului Testament, în Apocalipsă, îl face așadar un personaj al viitorului. Da? Pentru că el va veni și împreună cu Enoch vor mărturisi pe Hristos și vor plăti totuși cu prețul vieții lor mărturisirea aceasta. Adică faptul că lor li s-a amânat trecerea la cele veșnice prin poarta morții, nu înseamnă că ei nu vor aplica, lor nu li se va aplica legea lui Dumnezeu pe care nici însuși Dumnezeu n-a călcat-o. Anume, Golgota.
calea Golgotei, trebuie să treacă și ei prin ea. Dar la venirea timpurilor potrivite. Prin urmare, Sfântul Ilie se arată înaintea noastră ca un om atât din trecut, cât și din prezent, cât și din viitor, deodată. Lucru destul de nu foarte frecvent. Nu foarte frecvent întâlnit în istoria Sfintei Scripturi, în istoria biblică și în același timp nici foarte obișnuit așa pentru percepția omenească învățată mai mult cu timpul acesta orizontal, istoric, trecut, prezent, viitor, trecut, prezent, viitor și așa mai departe. De aceea, Sfântului proroc Ilie trebuie să-i acordăm foarte multă atenție ca model de viață, ca exemplu despre cum poți să gestionezi darurile pe care Dumnezeu ți le-a încredințat într-un timp cuprins de mari tulburări. Pentru că Sfântul Ilie și-a început activitatea, el s-a născut în Tezba Galaadului, da? Și din cetatea Tezba sau Tezbi, el a început să predice în regatul Israel. În timpul său, Țara Sfântă era împărțită în două regate, surori, regatul lui Iuda și regatul lui Israel. Regatul lui Iuda era compus din două seminții, Iuda și Veniamin, parcă, și din celelalte 10 seminții ale lui Israel. Și cu două capitale diferite. Mai târziu, regatul lui Israel i s-a mai spus generic și Samaria. Da? De unde s-a dușmănia dintre samarineni și evrei din timpul Mântuitorului. Acest regat Israel a avut dinastie separată de sângele împăratului David, regii Israelului nu mai erau din dinastia davidiană, ci doar regii lui Iuda au păstrat sângele din dinastia lui David. Toți ceilalți se trăgeau din Ieroboam. Și acest Ieroboam a fondat regatul Israel, dar imediat după aceea el a intrat în contact cu popoarele păgâne și a primit din partea lor influențe religioase neconforme cu credința într-un singur Dumnezeu. Astfel încât, în timpul lui Ilie, vorbim deja de o perioadă care s-a scurs de la întemeierea regatului Israel, de vreo 200 de ani, de la întemeierea regatului Israel, așa, regii lui Israel își luau soții străine, feniciene de cele mai multe ori, care veneau cu zeitățile lor și le impuneau în popor. Au încercat să facă un fel de amestec religios, un fel de sincretism, cum se încearcă și în zilele noastre sincretismul acesta, mă închin eu puțin la Dumnezeu tău, te închin și tu puțin la Dumnezeu meu, totul e bine, totul e frumos, hai să râdim, hai să ne simțim bine, aprins o lumânare și la Balaur și la Sfântul Gheorghe, totul e bine, te închin și diavolului și lui Dumnezeu, faci un melaj din ăsta, dă-te bine, fă-te frate cu cine nu trebuie ca să treci puntea, știți, tot felul de idei din acestea, care mai de care mai năstrușnice, nu sunt noutăți. Ceea ce se întâmplă azi nu e o noutate. Nu, sub soare, deci nu. Absolut. De la facere până azi există un singur eveniment remarcabil, venirea Mântuitorului pe pământ. Sigur că da. Și punct. Și punct. De atunci nu e nimic nou sub soare, că a ajuns omul pe lună. E și, da? Deci absolut orice progres tehnologic, tot ceea ce s-a întâmplat și se va întâmpla, nu reprezintă noutăți, să spunem, fundamentale, da, pietre de hotar în istoria omenirii. Din punct de vedere spiritual, lumea merge pe drumul croit de bunul Dumnezeu. Venind spre arhiepiscopie astăzi, am purtat o discuție cu șoferul, cu cel care m-a adus aici și discutam despre situația aceasta umilitoare, să zicem așa, pentru omul timpurilor noastre care se pretinde a fi evoluat și iluminat și așa mai departe. Pentru ce aleargă omul de astăzi? Pentru mâncare. Cel mai mare timp al lui e ocupat de mâncare. Păi ăla din comuna primitivă tot pentru asta alerga.
Părinte, la stadiul ăsta de ce am ajuns? Părinte, e puțin mai, din punctul meu de vedere, e puțin mai rău decât spune Sfinția voastră. Pentru că el nici măcar nu știe pentru ce aleargă. Da. El declară la un moment dat, toată lumea spune că muncește ca să aibă ce mânca și pentru copii. Da. Da? Și pentru copii. Dar ceea ce facem noi de foarte multe ori nu este spre binele copiilor. Păi nu prea. Nu prea le facem bine plecând dimineață, venind seara și abandonându-i. Nu facem bine plecând, Dumnezeu să mă ierte, sunt situații limite, dar totuși, abandonându-ți familia, lăsându-ți copiii și plecând să muncești în altă țară și copiii rămân, nu se știe pe mâna cui, nu se știe ce mănâncă. Da. Cu toate că eu... Ce sistem de valori adoptă? Ce sistem mai de valori adoptă? Cu toate că, eu vă spun că România nu este, la momentul ăsta, nu este totuși o țară în care se moare de foame. Adică în România, și o spun cu gura plină, cine mă contrazice n-are decât să mă sune și îi dovedesc, în România cine vrea să muncească găsește de lucru. Nu pe nu știu ce salariu. E adevărat. Dar găsește de lucru. Da? Și are o bucată de pâine pe masă. Cu cartofi, cu varză, cu fasole, nu știu cu ce, cu ierburi, cu... Da. Dar are ce să mănânce, nu moare de foame. În țara asta nu ai cum să mori de foame dacă ești sănătos și muncești. Sim. Da? Așa că oamenii care spun că muncesc pentru pâine, nu spun adevărul. Da, cu toate acestea, cu toate acestea, sesizăm un regres. Părinte, sunteți pentru foarte că... blând, sunteți blând. Nu e regres, e o cădere liberă în abis. E o cădere liberă în abis. Adică noi ne uităm la progresul tehnologic și spunem că ce înapoiați erau ăia cu bunicii noștri, că aveau un radio micuț sau un difuzor sau nu știu ce aveau ei, sau nici pe ăla nu-l aveau, da? Că erau cu lampa și cu nu știu ce, și ce înapoiați erau ei și ce evoluați suntem noi. Da, dar ăia se sculau închinându-se, binecuvântau, făceau semnul Sfintei Cruci pe o bucată de pâine pe care o tăiau, se culcau făcându-și semnul Sfintei Cruci. Noi suntem un pic mai rău decât animalele. Adică ne rostogolim din pat, înghițim ceva, alergăm de colo-colo și cădem seara și cred că, nu le să mă ierte, sunt foarte mulți oameni care în parcurs, pe parcursul unei zile nu-și fac odată semnul crucii sau nu nici măcar o secundă gândul lor nu merge către bunul Dumnezeu. Ei, iată, domnule profesor, că exemplul Sfântului proroc Ilie Tezvitianu este valabil astăzi, pentru că în timpurile sale poporul lui Dumnezeu, poporul ales, decăzuse de așa natură încât ajunseseră să se închine și lui Dumnezeu și la tot felul de zeități pe care le adoptaseră prin contactele, desele contacte cu populațiile înconjurătoare. Stai. Acum, să mă iertați o secundă, nu mai facem pauza noastră obișnuită, având în vedere că am cel mai târziu. Părinte, aș vrea să deschid o mică paranteză și să, la ceea ce Sfinția voastră a spus. Poporul Israel decăzuse foarte mult, nu mai respecta cuvântul lui Dumnezeu și așa mai departe. Suntem acum în aceeași situație, numai că între acel moment, vremea Sfântului Ilie, și momentul ăsta este venirea Mântuitorului pe pământ. Dar numai că Mântuitorul nu vine pe pământ la fiecare 1000 sau 2000 de ani când lumea decade să-și verse el sângele pe cruce pentru niște păcătoși care nu vor să... L-a vărsat odată pentru totdeauna. Acum va mai veni odată. Dar va fi la sfârșit. În postura de judecător. Mai este Mântuitor. Nu va mai fi miel. Va veni în postura de judecător. Judecător. E cu totul altă fire. Da. Cu tot o altă fire, da? Care va fi judecător nemitarnic. E, noi trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Nu mai avem nevoie de alte semne. Avem cuvântul lui Dumnezeu, avem cuvântul Mântuitorului. Ni s-a spus ce trebuie să facem, da? Nu o să coboare Dumnezeu pe pământ, nu o să vină Dumnezeu într-un nor cum a venit pe muntele Tabor să spună omenirii, copiii mei, vedeți că sunt supărat pe voi, că faceți prostii, nu mă ascultați. Ne-a avertizat, ne-a dat
toată merindia necesară pentru a supraviețui, pentru a merge bine, pentru a trăi, de fapt, nu pentru a supraviețui. Da. Așa? Și noi suntem responsabili de gestionarea acestui tezaur. De toate alegerile noastre și de toată acest tezaur. Sunt foarte 100% bine responsabil de gestionarea tezaurului. E o comoară ceea ce am primit. Da. Ei bine, iată că Sfântul Ilie intervine în mijlocul poporului și le spune: până când veți șchiopăta de ambele picioare? Ce frumos! Ce figură adevărat spusă de un profet. Da. Cum să adică când de obicei când șchiopăți, șchiopăți de un singur, dar el spune, până când veți șchiopăta de ambele picioare? Da. Spuneți că îl slujiți pe Dumnezeu, pe Domnul, dar casele voastre sunt pline de baali. Cum faceți asta? De asemenea, când a fost adus Sfântul Proroc Ilie înaintea lui Ahab, regele din timpul său, care era un degenerat din toate punctele de vedere, era un om dedat la toate desfrâurile posibile, parcă era un irod al timpului Vechiului Testament și așa mai departe, Ahab îl întreabă: tu ești cel care aduce nenorociri peste Israel? Tu ești cel care cobește atâta despre noi și despre... Eu? Întreabă Ilie. Nu eu aduc nenorociri peste Israel, voi aduceți. Voi aduceți nenorociri peste Israel, pentru că voi l-ați înlocuit pe Domnul cel adevărat, pe Domnul cerului și al pământului cu baalii și astartele voastre. Eu doar v-am făcut atenți. Eu doar v-am vestit că nu se cuvine să faceți ceea ce faceți. Trebuie să subliniem aici faptul că Duhul lui Dumnezeu cu adevărat se afla în Ilie. Sfântul Duh lucra încă din timpurile străvechi, cu toate că omul căzuse și Duhul Dumnezeu, mai ales Duhul Sfânt, nu mai colabora chiar cu toți, ci mai mult își alegea el pe anumiți oameni pe care și-i păstra cumva pentru el. Pe proroci, pe mari filozofi ai timpurilor vechi de la popoarele păgâne, pe mari înțelepți, mari reformatori buni ai popoarelor și așa mai departe. Dar nu mai lucra cu toată lumea. Nu mai colabora chiar cu toți. De aceea este remarcabil faptul că Sfântul Duh s-afla în Ilie și grăia prin buzele sale. Și puterea care s-afla în era puterea Duhului Sfânt. De aceea Domnul Hristos, amintindu-l pe Sfântul Ioan Botezătorul, vorbind despre el, spune: acesta este Ilie care va veni. Bineînțeles, nu vorbea despre, Doamne ferește, despre o reîncarnare sau știu, vorbea de Duhul lui Ilie. Duhul Sfânt care era în Ilie s-a aflat și în Sfântul Ioan Botezător. Și cu aceeași putere au lucrat și cu aceeași jertfă dezinteresată, complet dezinteresată pentru poporul lor, pentru frații lor și pentru Dumnezeu s-au manifestat. Ei bine, acest Duh Sfânt, cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și El, pentru că El purcede de la Tatăl, a lucrat prin iluminând mintea și faptele Sfântului Proroc Ilie în vederea reparării relației dintre poporul ales și Părintele Său. Dar tot în scop mesianic, tot în scopul pregătirii acestui popor pentru venirea lui Mesia. Pentru că nu este ales pentru că ei sunt mai dezvoltați, au fost evrei mai dezvoltați decât restul popoarelor pământului, sau pentru că erau mai civilizați, sau nu că erau mai inteligenți. Sau... Nu era o logică de niciun fel materială. Cine gândește în felul acesta greșește. Alegerea acestui popor, ba dimpotrivă, erau cei mai îndărătniți și cei mai răsculați. Vechiul Testament e plin de răscoale împotriva lui Dumnezeu, ale lor. Și de plângere ale profeților care spun: măi, v-ați răsculat iarăși. De ce faceți asta, măi? Dimpotrivă, este la un moment dat o interpretare care spune că Dumnezeu și-a ales, că dacă și-a alegea indienii, un popor foarte filozofic, dacă și-a alegea indienii, indienii îl primeau mult mai bine decât l-au primit evrei. Dar totuși Dumnezeu și-a ales pe Israel. Israel înseamnă cel care s-a luptat cu Dumnezeu. Asta înseamnă traducerea românească.
știm episodul cu Iacob care a luptat cu Dumnezeu atunci în vedenie și Dumnezeu i-a sucit piciorul ca semn că el s-a luptat cu Dumnezeu. A fost un semn profetic lucrul acesta. Dumnezeu și-a ales cel mai răsculat, cel mai împotrivitor popor, ca din el să-și ia trup și sânge, ca din el să-și facă primii sfinți, ca din el să arate că se poate. Pe cei mai îndărătnici, pe cei mai răsculați și i-a luat ca aleși ai săi, cred că tocmai după logica asta. După logica asta. Ca să arate că din cel mai stâncos relief, Dumnezeu poate să scoată cea mai frumoasă vegetație. Da. Cea mai nobilă vegetație. Ca altfel, dacii, de exemplu, care aveau o religie evoluată. Și monoteistă. Și monoteistă. Persanii. Da? Uh-huh. La fel, indienii, am amintit despre ei, ce filozofi, ce asceți aveau ei și așa mai departe. Și astăzi ne uimesc cu ascezele lor și așa mai departe. Ei l-ar fi primit pe Dumnezeu fără prea multă împotrivire. Și cu toate acestea, Domnul și-a ales pe cei mai luptători, cei mai împotrivitori. Dacă privim astăzi, vedem un popor evreu care este în mare parte în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că, de exemplu, evreii n-au Constituție. Da. Noi n-au nevoie de Constituție când au Cartea Sfântă. Da? Deci sunt două state pe lume care n-au Constituție. Israelul și Marea Britanie. Marea Britanie, da? Sigur că... Și dacă într-o zi de sâmbătă ajungeți în Israel, o să vedeți un număr mare de oameni care merg către templele lor, îmbrăcați în ținutele de rugăciune. Deci semn de evlavie. Semn de evlavie. În timp ce Duhul Sfânt există, învățătura Mântuitorului există și indienii au ales alt, au făcut altă alegere. Au făcut altă alegere. Cu toate acestea, există o biserică în rândurile lor, convertirile la creștinism sunt impresionante. Din toate punctele de vedere, și la chinezi la fel. Convertirile la creștinism, și mai ales la creștinism ortodox, au foarte mare amploare la aceste două mari popoare. Asta o spunea încă de la începutul secolului 20 Mircea Eliade, care a fost în India și a spus: Doamne, dacă ar fi ajuns, are un articol extraordinar. Zice: Doamne, dacă ar fi ajuns vreun misionar ortodox acolo. Dar ei l-au cunoscut pe Hristos prin prisma misionarilor anglicani și protestanți trimiși din puterea de la Londra. Care erau și cotropitori. Și erau și cotropitori și au perceput creștinismul prin prisma cotropirii. N-au perceput creștinismul... Ca ceva impus. Și dădea Mircea Eliade, păi ăștia îngenunchează și englezii îi pun să stea în bănci. Ei vor să stea pe pământ, să se roage. Dacă ar fi venit creștinii ortodoxi, câte gesturi s-ar fi potrivit, câte relații s-ar fi legat, câte... Da. Și totuși, iată că istoria i-a obligat să cunoască creștinismul prin prisma puterii asupritoare. Da. Da, bine, asta ca fapt cumva pe lângă subiectul nostru ales pentru emisiunea noastră de astăzi. Ceea ce s-a întâmplat cu Sfântul Proroc Ilie este dovada că orice om, că Dumnezeu nu l-a ales neapărat pe Ilie pentru, așa, predestinându-l. Au fost niște semne și la nașterea sa. Însă, orice om care îl caută pe Dumnezeu, capătă în el puterea lui Ilie. Capătă în el puterea dreptății și a lucidității. Nu-i de ajuns că discerni binele de rău. Și ai și capacitatea extraordinară de a alege numai binele. Și mai capătă o putere cei care îl caută pe Dumnezeu, cea de jertfă. Sigur. Deci toate astea le avem. Nimeni nu poate să spună că e neajutorat, ci că e lipsit ceva ca să meargă pe calea deschisă de cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât vei mai înainta mai mult în cunoașterea lui Dumnezeu prin iubire, prin iubire lucrătoare, adică prin fapte, nu așa, prin iubire din asta declarată, cetățeanul, cetățean, așa am plecat. Da? Că mulți zic, cred. Așa spuneau și israeliții în timpul lui Ilie. Credeau. Dar credeau în Dumnezeu cu gura și casele lor erau pline de Baal și Astarte. De aceea Sfântul Ilie spune șchiop de ambele picioare. Ei, întrebare, nu
noi, Sfântul Ilie spunea șchiop de ambele picioare, noi suntem acum mai șchiop decât cei șchiop de ambele picioare, dacă aș putea spune asta. Da. Suntem mai căzuți decât, decât în acea perioadă. Și Sfântul proroc Ilie în ciuda faptului că el a fost perceput ca un om al dreptății, un justițiar al credinței cele adevărate și chiar s-a și comportat ca atare, adică a probat în fața poporului veridicitatea celor profețite de el și celor mărturisite de el prin jertfa aceea de pe muntele Carmel, da, în care cei 900 de proroci mincinoși, de preoți mincinoși ai zeităților mute și surde, a demonilor muți și surzi, s-au străduit din răzputeri să facă ceea ce a făcut Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu prin Ilie și n-au reușit. În fața poporului, Ilie nu s-a sfiit să ia și să-i ucidă pe toți. Și i-a ucis și aici, pentru cel de astăzi, gata să creează repede un conflict. Păi cum Dumnezeu ăsta al vostru n-a văzut că Ilie a făcut un masacru, că a omorât 900 de oameni? Da, da, acei 900 de oameni au otrăvit un întreg popor. Și nu se putea salva poporul acesta decât printr-un gest sever, printr-un gest de o severitate extraordinară. Noi nu percepem lucrurile acestea acum decât prin prisma acestora, pacifismului acestuia care ne-a cuprins până în ziua de astăzi, dar iată că uneori unor oameni violenți nu li poți răspunde altfel decât prin fermitate. Păi, războaiele noastre de apărare în contra turcilor, nu că aveam noi ceva cu turci, Doamne ferește, că noi avem prieteni turci aici în Dobrogea. Câți nu sunt tătari și turci? Dar domnitorii noștri au spus nu, o stați puțin că nu-i chiar așa. Au smuls parul din gard și-au apărat gardul. Au apărat moșia aia măruntă, sărăcăcioasă, care o aveau. Același lucru s-a întâmplat cu Ilie. Noi trebuie să privim lucrurile așa cum au fost, nu așa prin prisma dulcegăriilor timpurilor noastre. Dacă am întrebat pe cineva ce știe despre Ilie, spune profet, ploaie, da. Sfântul patron al aviatorilor. Sigur. Ori Ilie a fost un apărător al cuvântului lui Dumnezeu în niște vremuri extrem de tulburi. Și dure. Și dure. Pentru că Ilie, la rândul său, era aderentul, da, unei credințe persecutate. În timpul său, prorocii adevărați, preoții adevărați din Israel, erau persecutați sistematic și uciși de către puterea politică. Iar el a preluat conducerea poporului Israel și a reparat situația aceasta. La un moment dat, Ilie, arătând prin aceasta că totuși era om, îi spune, Doamne, stinge-mă și pe mine, ia-mă și pe mine, i-a ucis pe toți, singur am rămas. Și Dumnezeu ce îi spune în momentul acela? Nici nu știe, Ilie, că eu mi-am pus deoparte 7.000 de bărbați neîntinați, care sunt ai mei, și care nu și-au plecat genunchiul la niciun alt Dumnezeu străin. Pentru aceștia ești tu. Dar tu nu-i știi. Ei sunt încă în popor. De aceea, amenințarea aceasta a celor 7.000 de bărbați neîntinați atârna sau funcționa ca un buton roșu pentru puterea politică din Samaria, din regatul Israel. Ahab și Izabela îi percepeau pe toți cei credincioși ca fiind dușmani ai regimului. S-au mai întâmplat și în timpurile noastre astfel de lucruri, nu? Eu cred că în fiecare neam astăzi, chiar și în cel mai căzut, există 7.000 de bărbați neîntinați. Acești bărbați neîntinați sunt o veșnică amenințare la adresa regimurilor, de orice fel, în afară de regimurile creștine. Orice alt regim, că se numește democrație, că se numește tiranie, că se numește nu știu ce, că nu știu cum, sunt dușmanii de moarte ale celor 7.000 de bărbați neîntinați conduși de Ilie. Din cauza asta, Sfântul Ilie este la fel de actual, poate mai actual în vremurile astea grele prin care trăim, și ar trebui să ne întoarcem cu fața către învățătura lui și către cuvintele lui. S-ar pune problema, domnule profesor, cine mai poartă astăzi Duhul lui Ilie? Concret. Nu vorbim romantic. Da, da. Concret, în biserică. Duhovnicul.
Duhovnicul pentru cel care se spovedește la el este Ilie. Este purtătorul direct al cuvântului lui Dumnezeu. Și profet, și apărător, și sprijinitor, și susținător al credinței cele adevărate. Și mărturisitor în primul rând. De aceea, trebuie căutați duhovnicii cu Duhul lui Ilie. Spuneau Sfinții Părinți să te zbați din nenumărate ori până îți găsești un duhovnic bun. Și când l-ai găsit, să nu-l mai pierzi. Dar nici n-ai voie să-l schimbi. N-ai voie să-l schimbi. N-ai voie, păcat de moarte. Sigur. Decât pe motiv de... Sunt motive excepționale. Când a murit, când a plecat peste mări și țări, da, și așa mai departe. Motive excepționale. N-ai voie să te joci cu duhovnicul. Așa este. Da. Duhovnicul nu este cal de încercare. Da, ai mă duc azi la unul, mâine la unul, poi mâine la unul. L-ai ales tu, l-ai ales, rămâi cu el. Ce i-a cerut ucenicul său atunci când căruța de foc, căruța lui Israel și caii săi, conduși de îngeri, l-au răpit pe Ilie? Ce i-a cerut ucenicul său? Că Ilie i-a spus, vezi că voi pleca de la tine, cerem ceva ca amintire. Și prorocul Elisei, ucenicul Sfântului Ilie, i-a spus, părinte, Duhul tău să fie de două ori în mine. Ce cerere frumoasă pentru un ucenic. Ce frumos ar fi dacă toți fiii duhovnicești am cerut lui Dumnezeu pe lângă hrana cea de toate zilele, pe lângă haine și îmbrăcăminte, Doamne, dă ca Duhul duhovnicului meu să fie de două ori în mine. Ce frumos ar mulți duhurile noastre. S-ar întări. Din cauza asta, orice pomelnic de vie trebuie să aibă în capul listei duhovnicul. Sau de adormiți? Că dacă duhovnicul a murit, dacă duhovnicul a murit, la fel trebuie să-l avem pe duhovnicul, pomelnicul nostru. Da, da. Deci poate că e puțin, adică poate că nu tot știu că în capul pomelnicului se pune duhovnicul la vii dacă trăiește și dacă cumva a adormit, se pune la adormiți. Așa se începe orice duhovnic, orice pomelnic. La fel, Ilie, vedeți că poartă un dialog foarte interesant cu Dumnezeu. Un dialog pe care Dumnezeu l-a mai purtat cu Moise în Vechiul Testament. Și vă dau cele două cazuri extraordinar de interesante. Cum... Într-un minut că suntem pe final. Vă dau două cazuri foarte interesante. Pe muntele Sinai, Dumnezeu îi spune lui Moise, ți-am spus odată, te-am rugat odată și de două ori. Exact așa e exprimarea. Te-am rugat odată și de două ori, lasă-mă să-i extermin pe toți și să fac din tine un nou popor, cum am făcut din Avraam copilul meu. Și Moise se aruncă la pământ și îi spune, Doamne, ăia se închinau la vițelul de aur, toți căzuseră în desfrânarea aceasta spirituală a demonilor și așa mai departe. Și el primea tablele legii din mâinile directe ale lui Dumnezeu. Și el îi spune, Doamne, stinge-mă odată cu ei. Și Dumnezeu, văzând lucrul acesta, îi spune lui Moise, pentru credința ta îi voi salva și pe ei. Iată ce că Moise putea să aleagă calea propusă de Dumnezeu. Doamne, fă-mă pe mine un inițiat, un fondator de popoare, un patriar și rezolvam totul. Și nu. De aceea smerenia lui Moise este pildă pentru mulți. Iarăși Ilie. Ilie era la pârâu Cherit și primea carne de la corbi și bea apă din pârâu. Și Dumnezeu îi spune, Ilie, dezleagă cerul, Ilie. 3 ani și 6 luni nu plouase picătură de apă pe fața pământului lui Israel. De niciun fel. Mureau pe capete. Și Moise, ăsta, Ilie, nu vroia. Nu putea Domnul să dezlege fără cuvântul lui Ilie. Era Domnul legat de Ilie. Dar e un dialog extraordinar. Ca să se arate cât de prețuit este omul lui Dumnezeu de către Domnul însuși. Și Dumnezeu ce face? Nu-i calcă cuvântul lui Ilie. Și nu-i mai dă hrană, nu-i mai dă apă. Și îl scoate din pustie de foame și de sete și ajunge la văduva din Sarepta Sidonului. Și când vede pe nevinovați care suferă pentru păcatele conducătorilor, atunci de mila nevinovaților, Ilie dezleagă cerul. Deci și Ilie învăța ceva de la Dumnezeu. Totdeauna. Este foarte frumoasă, foarte complexă, foarte profundă personalitatea Sfântului Ilie, așa cum ați zugrăvit-o. Și acum înțeleg mai bine de ce ați insistat să avem această temă astăzi. Ne-ar fi trebuit vreo 3 ore la emisiune întotdeauna, să vorbim. Întotdeauna ne trebuie, dar noi nu, niciodată nu, nici nu măcar nu ne propunem să
acoperim. Să acoperim totul, doar cât să îi incităm pe ascultătorii noștri să reflecteze la aceste subiecte. Sigur, o Biblie se găsește în fiecare casă. Că viața Sfântului Ilie este istorisită la Cartea a Treia a Regilor. Da. Există o Biblie în fiecare casă, sper, și oricine poate să deschidă și să citească, incitat de ceea ce Sfinția voastră ne-a povestit astăzi, ne-a spus astăzi, să deschidă, să citească și să înțeleagă mai multe și mai bine. Timpul, ca de obicei, s-a scurs. Trebuie să ne luăm rămas bun de la ascultătorii noștri și să le dăm întâlnire la o nouă emisiune, săptămâna viitoare, la aceeași oră, pe aceeași frecvență, fără să uite, Părinte. Stați tari în credință. Doamne ajută! Doamne ajută!